aceste dureri care apar la schimbarea sezoanelor, trecerea dintre sezoanele călduroase cu cele reci. Și resimțim așa, parcă în momentul în care se norează afară, se răcește, parcă ne dor un pic oasele mai tare decât de obicei. Ce se întâmplă atunci? Este un lucru foarte adevărat și constatat de foarte, foarte multă lume și de foarte, foarte mult timp. Există această meteorosensibilitate confirmată de toți specialiștii când sistemul osteoarticular la aceste schimbări barice, că de fapt asta este important, este sensibil. Le percepe uneori și cu 2-3 zile înainte și sunt oamenii care și persiflând, dar și spunând o realitate tristă, ne anunță cu câteva zile înainte schimbarea vremii, venirea frigului, a ploii și așa mai departe. Da. Deci sunt lucruri constatate, ăsta este sistemul nostru de răspuns al organismului față de acest factor de risc care înseamnă climă, vreme și așa mai departe. Bun, acum trebuie să recunoaștem că nu numai persoanele trecute de o anumită vârstă se plâng de aceste dureri osteoarticulare, ci și tinerii chiar. Este absolut adevărat. Trebuie să știți că boala reumatismală, care în general afectează și în primul rând afectează sistemul osteoarticular, poate debuta la orice vârstă. Și la cei mici, și la cei mai mărișori, și la cei adulți, și bineînțeles, mai ales la cei vârstnici. A spus că și pe cei mici, și cei micuți au dureri osteoarticulare? Micuți, am avut copii și de la câteva luni care nu puteau merge din cauza durerilor articulare și a tumefacțiilor. Impresionant, dar așa este. Am avut ocazia nefericită, zic eu, să văd astfel de copilași chinuiți de la... Dar s-au născut cu această afecțiune? S-au născut, dar există o genetică care ne însoțește permanent și pas cu pas de când ne naște. Și în al doilea rând sunt factori de risc cu caracter reumatogen, adică generator de boală reumatismală, și în consecință avem această boală care ne poate însoți de la fragedă pruncie până la adânci bătrâneți. Și discutam noi în emisiunea anterioară cu atât mai mult dacă în familia noastră există părinții sau bunicii cu astfel de afecțiuni. Pentru că asta înseamnă genetica. O vorbă mai veche pe care o știu eu, că atunci când se naște copilul culege de la 9 neamuri, de la 9 generații în spate, este o vorbă din popor, nu știu cât verificată, dar dacă persistă și în lumea noastră, înseamnă că este adevărată, fiindcă a trecut proba timpului. Să știți că și eu după o anumită vârstă pot să spun da, unele afecțiuni ale părinților sau ale bunicilor le moștenim. De asta trebuie să cunoaștem cât mai mult despre boala reumatismală, pentru că există și ceea ce se cheamă prevenție. Cum putem face această prevenție, doamna profesor doctor, pentru cei care ne urmăresc? Această prevenție are următoarele. În primul rând, o viață activă. Mișcare. Mișcare. Pentru că trebuie să știm cartilajul care se găsește în aproape toate articulațiile, pentru că facilitează mișcarea, da, se hrănește numai în mișcare. Deci în statică nu se hrănește. Și ce se întâmplă în momentul în care persoana, da, stă în permanență? Ce se întâmplă cu cartilajul? Este mai puțin hrănit și în consecință nu-și desfășoară metabolismul corespunzător, nu sintetizează, adică produșii care mențin viabilitatea cartilajului. Bun. Deci primul factor, mișcare. Al doilea factor, genetica.
Știind că părinții noștri au suferit de atare boală, avem și mijloace de prevenție. Și cel mai important pentru o boală imună, deci cu caracter reumatismal, cu caracter imun, prevenția înseamnă să ne ferim sau să tratăm foarte prompt și corect infecția. Așa. Deci infecția de orice natură, de orice localizare, pentru că orice infecție înseamnă solicitarea sistemului imun. Deci răspunsul organismului, răspunsul nostru la oricare infecție este imun. Da. Și dacă eu rămân în infecția mea și o mai duc câteva zile, fie că e nazală, oculară, digestivă și așa mai departe, înseamnă că eu pun activitatea sistemului imun în exces. Am înțeles. Și atunci el reacționează. Și de ce lovește în zona aceasta a oaselor? A oaselor, pentru că iar întoarcem paginile înapoi. Vă rog. Iar ne gândim la cum ne-am format, la cum ne-am dezvoltat. Mm-hmm. Și trebuie să știm că pielea, sistemul osteoarticular, sistemul digestiv au origini comune de acolo de unde ne tragem în mica etapă unde creștem inițial. Am înțeles. Și atunci, sigur că ele au o reactivitate comună, sigur că ele la un anumit impuls, la un anumit stres, reacționează cum au învățat din fragedă-fragedă embriologie, deci de la capitolul de embrion. Și atunci trebuie să ne păzim, în primul rând, de infecții, de orice natură, de orice manifestare, la oricare nivel, prompt și tratat corespunzător. Nu două zile, trei zile, m-am ameliorat, abandonez. Ce înseamnă acest tratament al infecțiilor în mod corect, corespunzător? De obicei, sigur, și la aprecierea medicului, antibioticul tratează infecțiile și trebuie tratat cu antibioticul pe sfera respectivă. Făcută o antibiogramă, poate. Absolut, poate și antibiogramă, dar de obicei ne ducem spre cel din sfera cu acțiune pe sfera respectivă. Țintită. Digestivul, digestiv, da. Laringianul, faringianul și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți la capitolul infecții. Plus de asta, trebuie să mai știm că anumiți germeni au o predilecție pentru a da fenomene articulare, dureri sau chiar inflamații. Și trebuie care să fi știm. Aceștia? Deci, Escherichia coli. Coli. Bacteria, care știți că bacteria care e în toate tuburile digestive, ea trăiește și mult normal în digestiv, dar se exacerbează în anumite condiții. De asemenea, se reactivează aceasta pe un sistem imunitar scăzut. Bineînțeles, deci tot jocul este în jurul imunității. Pentru că ea reglează, ea trebuie să fie în echilibru. Și echilibru vine de la comanda de sus. Corect. De la comanda digestivă, este foarte adevărat, și sigur celelalte. Deci, un circuit permanent, organismul este foarte complex. Iar reactivitatea lui și echilibrul lui și existența lui este într-un o constelație extrem, extrem de complexă și de intercondiționată. Și mai ziceam de Escherichia coli, dar să știți că tot ce este în sfera genitală, ca infecție, ca germen, dau dureri articulare. Sunt unii microbi, sunt unii germeni, bacterii, care duc la niște fenomene foarte urâte, cu tumefacție articulare, cu impotență funcțională, cu afectare oculară, că și ochiul mai intră în constelația de care vorbeam. Deci, iată că infecțiile în general și în special, cum am zis, din sfera digestivă, din sfera urogenitală, din sfera faringoamigdaliană, să nu uităm de reumatismul articular acut. Eradicat acum în țara noastră, dar există încă angine care pot predispune la fenomene articulare.
Factorii aceștia reumatogeni sunt iar printre elementele favorizante. Pentru că, de exemplu, frigul. Cum acționează frigul? Toată lumea ar zice, da, ce cu frigul și cu... Deci frigul produce, în primul rând, produce alte vasoconstricții și altceva, alte lucruri, dar frigul vis-a-vis de osteoarticular produce contracții musculare. În condițiile contracției musculare nu mai e oxigenarea bună, se presează articulația, presiunile din articulații și în felul ăsta, iată, mă apucă lumbago, mă apucă alte stări patologice osteoarticulare.